Ce-am hotărât noi astăzi, 15 octombrie, în satul Grigorovca, la protestul nostru, protocolul protestului. Din satul Grigorovca, raionul Sângerei, de la Nadejda Nică, soția și un grup de locuitori din satul Grigorovca. Cerem, 1. Să fie arestați în izolator ambii suspecți. 2. Să fie modificate învinuirile suspecților sub același articol al codului penal, deoarece unul a organizat, a doilea a comis omorul. 3. Să fie tras la răspundere Perișciuc, familia, al treilea complice care a ascuns cuțitul care a fost săvârșit omorul. 4. Să fie finalizată cât mai urgent ancheta și trimisă în judecată. În caz contrar, noi, cei adunați aici, la manifestare, ne asumăm responsabilitatea de a manifesta mai departe, blocând activitatea poliției, judecătoriei și a procuraturii raionului Sângerei. Tot acest protocol va fi semnat de membrii protestului, inclusiv a soției decedatului, vor fi trimise copiile în toate instanțele raionului Sângerei. Atât. Vrem dreptate! 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 Criminal la pușcărie! 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 Justiția să facă dreptate! Atâta. Noi vă mulțumim frumos la toți participanții și sperăm să fim auziți de justiția raionului Sângerei. Mai departe, după cum ați auzit, noi, dacă nu vom fi auziți și nu vom fi hotărât, noi mergem mai departe să manifestăm mai departe. Vă mulțumim frumos din partea lui Nadejda și din partea rudilor apropiate a lui Nica Damian. Mulțumim mult!